În finalul ediției de astăzi m-am gândit că v-ar folosi și câteva sfaturi în materie de make-up. Pentru că săptămâna trecută m-am întâlnit cu un prieten vechi și drag, care se ocupă fix cu acest lucru de prin anul 2004 și o face excepțional, însă din păcate în Londra. Venit în țară pentru a ne împărtăși din cunoștințele sale, Marian Tănase, pentru că despre el este vorba, ne-a dezvăluit câteva din trendurile 2020 în materie de machiaj. Pentru 2020 se poartă ten luminos, sprâncene cât mai stufoase și cât mai răvășite și cât mai rebele. Se poartă orice fel de machiaj al ochilor, se poartă foarte multe culori în textură din asta metalică sau luciu. Nu se ține foarte mult cont de forma de ochi. Se pune pur și simplu, cel puțin în ședință foto și așa mai departe, și am văzut că sunt chestii care apar și pe machiajul convențional. Oamenii încep să se machieze așa. Am văzut în Anglia, acolo unde stau, persoane care poartă machiajul personajelor din Star Wars. Respectiv Regina Amidala cu dunga aia pe buză, cu puncte. Sunt puștoaice care poartă. Am văzut, nu știu, fiind o țară și nu așa de cosmopolit, au început să copieze foarte mult machiajul Harajuku din Japonia. Dar pentru clientele, sau mă rog, cele care poartă un machiaj la fel cum purtăm și noi, sunt exact același lucru pe care le purtăm noi, dar repet, mult accent pe piele, pielea să fie cât mai sănătoasă, machiajul să dureze cât mai puțin, s-au inventat multe texturi din astea care se pun pe piele și fac trei lucruri în loc de unul. Se merge foarte mult pe activitatea oricărui produs care poate folosi în 3-4 feluri, cel puțin, dacă nu mai multe feluri. Și totul să fie cât mai condensat și să dureze cât mai puțin. Și ca și culori, mă referez și la ochi și la buze. Negru, ca întotdeauna, la plape. Se poartă foarte mult texturile de culorile astea de șampanie, bronz. Roșu se poartă foarte mult, am văzut pe plape, lucruri pe care eu nu îl agrez foarte tare. Dar la buze la fel, de la nude până la negre, buze albastre, buze verzi. Am văzut nu știu câte, respectiv pe stradă, persoane care pe stradă câteau de petrecere, ei petrec foarte mult acolo, cel puțin în weekend, și sunt persoane care poartă buze albastru. Se vede foarte bine. Și special pentru persoanele cu un ten mai închis. Dacă mă gândesc la tot ce înseamnă abundența de informație pe care o găsești pe tot ce înseamnă media, începând cu YouTube și terminând cu Instagram, Facebook, tot ce înseamnă media, sfatul meu este că trebuie să filtrezi informația, pentru că sunt și lucruri care sunt greșit făcute sau sunt greșit explicate sau au aplicabilitate doar pentru o anumită plajă de persoane. Nu trebuie să copiezi absolut orice, trebuie să găsești un stil altul. Știu că sună clișeu. Dragii mei, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Eu vă dau întâlnire miercurea viitoare, tot de la 18:30, pentru a descoperi împreună și alte lucruri interesante. Până atunci, vă doresc o săptămână ușoară. Rămâneți cu Dobrogea TV!